Adrian Savoiu vine exact la 365 de zile distanță de la ultima sa lansare de carte în Câmpul Lung cu o nouă lucrare. Este vorba de Câmpul Lungul în Mărturiile Vremii, care cuprinde o mare parte a scrierilor despre municipiul nostru, făcute de călătorii ai secolelor 14-15 până la scriitori care s-au retras aici pentru a-și căuta muza. Cartea este o impresionantă colecție de texte care descriu orașul, reușind prin parcurgerea filelor să-ți faci o imagine a evoluției orașului de la târg medieval la oraș cu pretenții de modernism. Ne întâlnim după exact 365 de zile, în aceea zi și la aceeași oră. În urmă cu un an, tot în cadrul zilor Câmpul Lungului, lansam volumul Lucede Anicescu, Istoria Câmpul Lungului. Iată că acum a venit rândul acestei cărți, care s-a născut din selecția unor texte pe care le-am adunat din zeci și zeci de volumi. Cine sunt autorii care au intrat în această selecție finală, să o numim noi, de 32 de texte? Sunt autori care au trecut prin Câmpul Lung, care au stat în Câmpul Lung, care au locuit în Câmpul Lung o bună perioadă a vieții lor sau au locuit întotdeauna. Această carte aduce pentru prima dată în fața cititorului o serie de texte care am spune că sunt complet necunoscute. De ce complet necunoscute? Pentru că ele s-au tradus prima dată în limba română, sunt texte în limba germană, texte în engleză, în franceză, care iată apar acum în paginile acestei cărți. Lansarea cărții Câmpul Lungul în Mărturiile Vremii a lui Adrian Savoiu a adunat în Galeria Arta un număr mare de împătimiți de istorie locală și chiar s-au lansat idei demne de luat în seamă, printre care și traducerea acestei cărți în mai multe limbi de circulație internațională, pentru a transforma Câmpul Lungul în Mărturiile Vremii într-o carte de vizită a municipiului.